Suntem la ordinea de zi, început de săptămână, dacă putem spune așa, din perspectiva faptului că este prima emisiune din această săptămână, de după sărbătorile Pascale. Vreau să vă spun că sunt foarte multe știri, vin în valuri, unele sunt și vești bune, sunt și unele inedite. O să încep însă ca subiect cu această loterie a bonurilor fiscale. Și de ce o să încep cu ea? Pentru că începe să devină, să devină puțin neserioasă. De ce devine puțin neserioasă? În primul rând, dintr-o perspectivă foarte simplă. La acest moment, nimeni de la guvern sau de la ANAF sau mai știu ce, Ministerul de Finanțe, nu știe câți beneficiari sunt la o tragere. Uh, ar putea să fie după unele cifre, s-au înscris deja în primele două zile, nu, două, trei zile, s-au înscris deja vreo 4200 de câștigători din toată țara. Păi e, vor mai fi cu siguranță că mai sunt zile, deci cu siguranță s-ar putea ca cifra să se dubleze. Păi dacă ajungem la vreo 10.000, dacă împărțim suma totală, rezultă că fiecare câștigător va primi cât? Vreo 100 de lei pentru, pentru un bun uh, câștigător. Deci o sumă am putea spune deloc, uh, adică ce am câștigător? Păi dacă ai câștigat un milion de lei vechi, nu prea mai ești câștigător. Uh, mi s-ar părea mai logic pe undeva la această loterie să fie organizată mai bine și unul dintre lucrurile, părerea mea este, ar fi să avem un sistem integrat de bonuri, adică să mi se spună, bă frate, câștigă bonurile cu seria nu știu care, pe care ANAF bănuiesc că le are sau ar trebui să le aibă. Cred că ar fi mai bine așa pentru a limita câștigătorii și a le da o sumă consistentă sau varianta cealaltă, să creștem suma la premii. În, var în alt fel, deci va fi o sumă care nu va mai atrage. Deci, Dacă prima dată a atras, că toată lumea s-a văzut câștigătoare, aceștia cu bonul de de 6-7 lei, că în general, știți, bonurile de tipul ăsta nu se prea ia, dar în varianta că se va continua cu premii la fel, la un moment va intra în derizoriu și nimeni nu va mai lua în seamă această, această competiție deci sunt două variante părerea mea, una creșterea premiilor sau limitarea numărului de câștigători altfel nu vom da înainte cu, cu această situație indiferent că le place uh, celor de la guvern uh, sau nu uh, această, această situație și trebuie să găsească o variantă. Uh, vreau să vă spun că suntem într-o într perioadă în care, săptămâna luminată cum este numită, în care lumea încă își revine după sărbători. Da, a fost, au fost niște sărbători liniștite, uh, Gorjul chiar n-a avut nicio problemă, s-au născut și 8 uh, o prunci la Gorj, în spitalele gorjene. Uh, liniște, fără evenimente deosebite și ele care au fost, au fost provocate, nu o să vă vine să credeți, dar au fost provocate de, de, de niște bătăi prin diverse locuri, dar asta e altă, asta e altă, altă problemă. Vreau să vă spun apropo de, de aceste sărbători că da, de acord, au fost liniștite, n-au fost evenimente la gorj, dar unele probleme ni le-am făcut, ni le -am făcut și, și noi, în sensul că organizarea a fost foarte, foarte slabă în privința părții de înviere, slujbei de înviere, mai ales în zona mănăstirilor și mă refer aici la mănăstirea Tismana, în care n-am înțeles care a fost judecata celor de la, de la conducerea poliției rutiere, în sensul că de vreo câțiva ani asistăm la blocarea întregii platoului acela mare din fața mănăstirii, unde ar putea să zicem să fie organizată o parcare uriașă, și, bine, anul acesta sunt, au, au, fost și o cantitate mare de material că se lucrează în zona respectivă, dar cred că putea fi folosită cam două, trei din parcare fără probleme. Și pe alte zone în care îți marchează cu acea bandă că nu ai voie să parchezi pe o distanță de câțiva kilometri în preajma mănăstirii deși lumea n-a mai fost ca altă dată la fel de numeroasă, asta a făcut ca lumea să pară multă, să se îngrămădească în anumite locuri, pentru că uh, coordonarea a fost foarte, foarte, foarte slabă. Dar uh, asta este, nu ne... N-avem ce ne face. Uh, vreau să vă spun că se poate și mai bine, poate altă dată se va face și mai bine această, această organizare. Da, vreau să vă spun că vorbeam, vorbeam, de știrile importante cele ale zilei. O primă știre și o să rog colegii din, din regie să mă ajute. O primă știre este că laptopul s-a oprit și aș avea nevoie de unul dintre colegi, dar asta e altă, altă, problemă. Până, până atunci, o să vă spun că vorbeam de, să zicem așa, de știrile importante ale zilei. Una dintre cele mai importante se referă la faptul că Șerban Brădișteanu, medicul de origine gorgeană, celebru chirurg și unul dintre cei mai importanți medici din România, cel care, spuneam tot la această emisiune, a primit o condamnare, părerea mea, nemeritată, un an cu suspendare în cazul Năstase. Asupra lui plana pericolul să primească o altă condamnare și mai, și mai importantă, deci Orice condamnare, chiar dacă era cu suspendare, i-ar fi adus arestul dacă ea se făcea într-un caz pe care se judecă de foarte mulți ani legat de, uh, legat de problema uh, de uh, materie care a venit la, la spital. Deci e vorba de aparatura care s-a luat pentru penitenciare. Uh, trebuie spus că uh, acel caz despre care s-a crezut și în care prejudiciul anunțat de DNA ar fi de 4,5 milioane de, de euro, judecătorii au stabilit chiar astăzi după amiază. Știrea a intrat pe agenții acum, acum câteva minute. Uh, se referă la faptul că uh, deci a fost achitat. Asta e vestea bună. Uh, medicul Șerban Brădișteanu s-a a reușit uh, a reușit să facă să scape de acest dosar. A fost nemeritat și cred eu și justiția noastră liberă și independentă și echidistanță ar fi gestionat de un asemenea moment să dai o condamnare acestui mediu, de care în primul rând avem, avem atâta nevoie toți românii, nu numai, deci nu numai cei să arătăm că, că justiția funcționează. De fapt, cazul Brădișteanu are a avut, deci o decizie definitivă a judecătorilor de la Curtea de Apel uh, București uh, și e, trebuie spus uh, că instanța a respins și acțiunea civilă formulată de Administrația Națională a Penitenciarilor ca nefondată. Și s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator, măsură impusă de procuror cu privire la un apartament și un imobil din București, precum și la un imobil din Izvorani, aparținând medicului. De fapt, medicul Șerban Mărădișteanu a fost acuzat că ar fi primit o mită de jumătate de milion de dolari și o alta în mai multe tranșe de 3 milioane și jumătate de euro, toți banii fiind dați de o firmă austriaco-elvețiană ce distribuie produse medicale. În schimbul banilor, Brădișteanu ar fi facilitat companiei câștigarea unei licitații pentru echiparea spitalelor penitenciari din România, procedură desfășurată în anul 2001-2002. DNA a dispus în august 2006 blocarea tuturor controlor din România și Europa, a atribuit, a atribuit medicului Șerban Brădișteanu, precum și instituirea unui sechestru. Deci, de 9 ani medicul Brădișteanu se judecă pentru, pentru dreptatea și a găsit-o până la urmă. În acest caz chiar și-a găsit-o, deci, deci până la urmă a fost achitat în acest dosar. Uh, în celălalt cum spuneam și am spus și la momentul ăla mi s-a părut uh, destul de drastică acea decizie condamnare cu suspendare dar gândiți-vă ce ar fi fost dacă astăzi judecătorii ar fi dat o condamnare fie și cu și cu suspendare asta ar fi adus automat la arestarea celebrului uh, celebrului medic și de aici toate toate problemele respective din fericire acest lucru spuneam, nu s-a întâmplat și e foarte bine așa. Între timp și-a revenit, și -a revenit și laptopul grație intervenției colegilor mei. Așa că putem să mergem, să mergem mai departe la o știre care la prima vedere e ok, având în vedere că asta de a fost ședința de guvern, însă care e ciudată, aș putea spune, Uh, ca și perioadă. Și de ce vă spun astăzi? Cum vă sună un program anunțat astăzi de guvern, numit Sprijin la Bacalaureat, Acces la facultate. Menit să reducă abandonul școlar și universitar, să crească probabilitatea la bac și rata de înscriere la facultate. Uh, hotărârea de aprobare acestui program național s-a dat astăzi se va desfășura timp de șapte ani, începând cu septembrie 2015, cu finanțarea acordată de Ministerul Educației către liceele și universitățile care se califică la competiție de acordare de granturi. Deci, cine citește doar titlul acestui proiect, o să păi da, stai bă, puțin, mai sunt două luni și dai baca la și tu acum îl faci? Bun, este pe, este pe finanțare europeană, se merge pe un program articulat de șapte ani, Scopul este ridicarea procentului la probabilitatea și uh, re, deci ca abandonul școlar să se reducă. Deci este pe șapte ani aceasta și programul începe la începutul fiecărui an școlar și se face articulat pe un an de zile. Deci, dacă privim din această perspectivă, programul guvernamental mi se pare foarte uh, articulat. Se spune în. Uh, Justificarea de la guvern, cităm, este un program de intervenție la nivelul învățământului liceal și al învățământului superior, ale cărei direcții de acțiune vor conduce la ameliorarea calității educației prin creșterea gradului de trecere de la nivelul liceal către nivelul universitar și îmbunătățirea gradului de menținere a studenților în învățământul universitar. Obiective? Simplu. Reducerea abandonului școlar în anii terminare liceului la 3,5%. Creșterea ratei de participare și promovabilitate la examenul de bacalaureat la 59% în liceele cu performanțe slabe uh, uh, trebuie spus uh, că e un obiectiv chiar uh, ambițios uh, dacă ne gândim că acum procentul apropo de liceele tehnologice unde sunt probleme procentul e 38,7 dacă el va crește la 59 deci asta însemnând vreo 20% ar fi extrem uh, de bine. Reducerea semnificativă a abandonului școlar în primul an de facultate. Și atenție, o cifră care practic uh, târnește fiori. 20.000 de studente au abandonat facultatea în anul Academiei 2013-2014 în primii doi ani de studiu. Deci destul de mult. Am putea spune. Deci, banii vin de la guvern, dar cu siguranță, probabil, va, se va obține și o finanțare europeană pentru acest tip de, de proiect. Și cred că era bine ca el să, să apară. Mai ales că s-au mai încercat s mai încercat programe de acest gen Pe distanțe mai scurte Să pregătească cumva Ce se întâmplă cu Cu tinerii Cei care din nefericire Nu reușesc nici să-mi promoveze Bacalaureatul cu atât mai mult Să meargă la facultate Sau dacă reușesc din fericire Să ia bacul Nu reușesc să se mențină la facultate Pentru că de intrat se intră simplu Pentru că ori nu au bani de taxe dacă au intrat cu taxă sau nu au bani să se mențină acolo chiar dacă sunt la fără, la fără taxe. Din nefericire costurile sunt foarte mari și a situația României este așa cum este. N-am auzit încă și apropo ar trebui să se gândească cineva să discute despre asta și să luăm modelul după model occidental anume să existe sistemul acela de credit, adică vreau să fac facultate, mă împrumută statul ca să termin facultatea, urmând ca să-și recupereze banii pe, din momentul când mă, când mă angajez și la un anumit salariu, deci modelul englezesc sau alte, alte țări. Cred că ar merita efortul și am avea o generație nouă de studenți, pentru că noi în momentul de față avem foarte mulți tineri cu potențial, care din nefericire, din res de datorită resurselor materiale precare, nu reușesc să mai pătrundă spre învățământul universitar. Uh, sunt uh, uh, apropo de, de să zicem așa, de ce vă spuneam la începutul emisiunii, deci avem 4.245 de persoane, dintre care 89 din Gorj, care au depus doar în două zile bonurile acelea, ce vă spuneam eu, cu... că au câștigat la loteria bonurilor fiscale. Așa că dacă se merge în ritmul ăsta, se ajunge la 10.000, exact cum vă spuneam eu. Aș vrea să mă refer la un subiect acum, tot am vorbit de ședința de guvern de astăzi și de faptul că s-a legiferat sau s-a luat o hotărâre privind acel proiect care se va aplica din septembrie și o să vorbim uh, uh, despre o intenție a guvernului pe care cinstit vorbind mie nu mi se pare în regulă, adică suntem mai catolici decât papa, dar în același timp nu, vea, nu va avea urmărie, urmări practice. Suntem în România, țara unde baxișul și alte lucruri se fac. Nu poți să baci ce se intenționează baxișul, să-l scozi la... Și nu cred că aici e problema importantă a evaziunii fiscale. Guvernul vrea să legifereze baxișul, care va fi evidențiat pe un bon fiscal separat, firma urmând să aleagă dacă sumele suplimentare vor fi contabilizate ca profit sau vor fi distribuite salariaților iar impozitul aplicat va fi de 16% pe profitul firmei sau pe câștigul angajatului după casă. Deci asta mi se pare cea mai mare tâmpenie. Și vă spun de ce. Dacă, să zicem, ia o bere, și acum știți că cum îmi dă acolo și la berea aia de 3, 4, 5 lei, să zicem că E 3,50, eu dau 4 lei, să zicem. Ca așa se întâmplă ca la foarte mulți. Bun. Acei 50 de bani vor, vor apare ca baxiși. Deci nu fac nici cât. Uh, nici cât hârtia pe care se tipăresc. Vor apare pe o hârtie. Deci automat complicăm inutil lucrurile fără să avem nu știu ce avantaj. Baxișul de -aia e dat ca să nu apară în evidență. Și fiți sigur că nu dă nimeni nu știu ce. De bun sim sau o merge până la uh, 10% din sumă, aproximativ dacă vrei să dai. Cam așa e o regulă nescrisă. Dar de aici și până a al băga pe o, pe o e destul de complicat și vreau să vă spun că e generator de alte impozite și în momentul când omul care îl dă știe, bă, de fapt ăsta îl impozitează și nu știu ce și nu rămâne la omul respectiv, nu te prea interesează să mai lași o dată. Și atunci va apare altă problemă să-l suspectezi pe ăla care are, că unde se lasă în general baxișul? Pe la restaurante, la baruri, la chestii de acest gen, mai puțin, chiar și pe la magazine, să zicem, dar nu, de regulă nu. În general, acolo se lasă unde este servit pentru servicii, să spunem, ireproșabile făcute de un ospătar sau ceva de acest gen. Prin baxiș se înțelege, se spune la guvern, orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici, pardon, precum și restul dat de vânzător clientului și ne prelua de acesta în mod voluntar. Baxișul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii, se arată într-un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului. Este interzis firmelor să condiționeze sub orice formă livrarea de bunuri sau prestare de servicii de acordarea baxișului. Sumele încasate suplimentare, înregistrate fiscal și contabil, se evidențiază pe un bon fiscal distinct. Deci, Firmele stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bachișului rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se, care se distribuie salariaților. Impozitarea propusă vizează taxarea bacișului ca profit al operatorului economic în cazul în care acesta nu se distribuie salariaților, respectiv cu 16% pe profit sau 3% pe venit în cazul micro întreprinderilor, nefiind cuprins în sfera TVA. Aia ar fi culmea să mai plătim și TVA la ea. Dacă se decide repartizarea de către salariați, se impozitează veniturile angajatului din alte surse cu 16% prin reținerea la sursă, iar sumele suplimentare nu sunt cuprinse în baza de impozitare a contribuțiilor sociale și a contribuțiilor sociale de sănătate. La ora începei programului de lucru, banii personal deținuți de angajații firmei care își desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sunt înregistrați într-un registru de bani personal special întormit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru nu reprezintă suma justificată prin registrul de bani personali. Modelul conținutul registrului de bani personal, precum și procedura de înregistrare acestui an la organul fiscal, se aprobă prin ordin al Ministrului Finanțelor, publice până vineri 17 aprilie 2015. La solicitarea organului de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a bunurilor sau prestarea serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, angajații operatorului economici sunt obligați să, se, să prezinte sumele de bani aflate asupra lor. Bun. Dacă diferența constatată de inspectorii fiscali este de până la 1% inclusiv, dar nu mai mult de 100 de lei inclusiv din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancționează cu avertizment. Deci în caz de, genul, de chestii de genul acesta... Uh pentru diferența peste 1%, dar până, la, până în 100 de lei se aplică amenda de 2000 de lei la 5000 de lei. În cazul unei diferențe de 100 de lei și 1000 de lei inclusiv, dar mai mică de 1% din valoarea înregistrată în casa de marcat, amenda este cuprinsă în 10-15.000 de lei. Iar dacă este peste 1%, amenda urcă la 20.000 de lei. Dacă diferența este mai mare de 1000 de lei, dar sub 1% inclusiv, amenda este între 20.000 și 25.000. Guvernul estimează că va colecta la bugetul de stat în urma fiscalizării Baxișului 154 milioane de lei în acest an, 300 de milioane de lei anul viitor, 319 milioane de lei în 2017, 338 de milioane de lei în 2018, respectiv 1,11 miliarde în circa 3 ani și jumătate. Cam asta e proiectul de ordonanță. Deci, încă o dată, cred că avem o problemă. În multe țări din Occident, Baxișul nu se impozitează. Deci duceți-vă chiar în țările vecine, pornind de la bulgari și mergând Ungaria, Slovacia, Polonia, chiar și în Italia, din câte știu eu, și nu se impozitează. Asta ca să o facem noi acum, mi se pare o forțare. Bun, să zicem așa, pe legea vorbim. Eu am în buzunar, eu ospătar la nu știu ce magazin, ospătar la nu știu ce restaurant, am în buzunar banii mei proprii la momentul când vin la servici, două milioane, da? Dar eu pe hârtie, că eu estimez că de asta zic cum poate fi fentată o, o tâmpenie de genul ăsta, pentru că vă dați seama care a făcut o asemenea aberație legislativă, trebuie să ai multă, o doză mare de inteligență. Bun. Și nu mă împiedic, eu știu că în ziua respectivă, în general la mine, urcă cam un să zicem câștig un milion pe zi ca o spătar dacă servesc bine și cam așa merge piața, da? Nu mă împiedică nimic ca eu să spun că am avut în buzunar banii mei 3 milioane. Sau n-am avut nimic și am un milion, să spunem, la sfârșitul programului. Dacă vine controlul pe parcurs, mi-am luat o șaormă, am făcut ceva ăsta, deci greu de prins o asemenea chestii, Deci ne băgăm în chestii de amănunt. E adevărat că această mică corupție, această evaziune de fapt că asta este, înseamnă destul de mult pe ansamblu. Dar nu poți să faci nici chiar, chiar, toate chestiile, chestiile acestea. În primul rând că vom reduce rata baxișului, că vă spun eu, deci 90% nu vor mai da baxișul în momentul Ăla că nu-și nu mai are rostul, ăsta, și nici cei care uh, primesc și nu vor mai avea foarte mare interes să meargă pe, pe acest bacșiș. Ca să nu vă mai spun că nu e atât, uh, uh, nu peste tot se dă baccisi, și nu foarte mult. Deci, eu m-am uitat uh, de foarte multe ori uh, apropo de vară la mare și ăsta, nu numai că nu se dă baxiș, deci abia și unii își banii de, abia forțează să aibă cu ce să plătească o notă de plată. Foarte mulți folosesc cardurile tocmai în ideea să nu plătească baxiș, pentru că în momentul când plătești cu cardul, n-ai ceva, vrând nevrând, n-are ce face, nici o spătau, nici altceva. Deci, asta că o să primim, adică guvernul va aduna 160 de uh... Nu, nu mai puțin să nu sar. Deci 154 de milioane lei în acest an și ăsta e povești nemuritoare. Apoi și chestia cealaltă, deci unde poate fi păcălită toată chestia. Eu îți dau, încă o dată spun, dar nu poți să-mi interzici mie ca și cetățean. Eu vreau să-ți dau că mai servi bine. Îți dau 10 lei, să zicem. Nu poți să-mi interzici mie că nu dau șpag odată, și tu, dacă i accept și ăsta e treaba. Deci, v-am spus, spus, mi se pare o aberație, o asemenea asta, și nu de aici se fac foarte, foarte mult. Avem alimentație publică, avem restaurante, avem baruri, avem toate, dar nu sunt. Deci, nu e o problemă atât de mare, atât de deosebită să o legiferezi fiscal. Sau, dacă vrei să faci aceste lucruri. Dute pe acele jocuri electronice, că ați văzut, numai că n-au licență. Dar ce evaziune se face pe chestia asta? Uh, nimeni nu le verifică cu adevărat, ele pot fi resetate electronic, sunt specialiști în asta, de la. Există atât de multe lucruri, ne se fură banii în România, încât ăsta e un mizilic. Și dacă tot ajungem la chestia asta, apropo de o sursă de Târgu Jiu cu cele 20 și ceva de mii de apartamente are un procent semnificativ, adică câteva mii de apartamente care sunt închiriate fără acte în regulă. Deci în Târgu Jiu se stă cu chirie și pe sume care pleacă de la 150 de lei de persoană, apropo de anunțurile care apar... Pe televiziunile locale, și până chiar 200-300 de euro dacă e vorba de un apartament și mai zonă centrală sau depinde de cum este el echipat. Dacă vă duceți la finanțe, o să constatați că e vorba doar de câteva zeci, nu știu că sute. Hai să zicem că sunt su câteva sute de închi închirieri oficiale, le-au trecut pe la fisc. Dar mai sunt alte mii care nu trec. Cred că ar trebui găsit o soluție să facem aici ceva, pentru că e vorba de sume consistente. Sunt multe alte lucruri unde, unde, se, este evaziune. Deci dacă tot ne luptăm cu evaziune, hai să încercăm și în alte domenii. Nu ne-a luptat cu și și e tradițional la român și vă spun eu că tot pe lângă, tot pe lângă lege pe lângă legea, pe lângă ordonanța de guvern va, va funcționa. Într-un fel sau altul va fi păcălit, pentru că suntem în România. Iar românul s-a născut descurcăreț. Va găsi el o soluție să nu fie să nu fie o problemă această, această situație în sensul de a putea găsi de a, de a putea fenta de a fenta fiscu. Dar, mergând mai departe, vreau să vă spun că sunt momente și momente în viață în care nu sunt toate veștile bune. Chiar dacă e săptămâna luminată, chiar dacă noi am, adică televiziunile s-au grăbit să anunțe cel mai mare, cea mai mare acțiune armatei române de după 89, desfășurată în România. Vreau să vă spun că am făcut-o de oaie, ca noi românii, în sensul că un militar român a murit în cea mai mare acțiune de la armarea armatei. Un militar român a murit astăzi în timp ce se grăbea să participe la cea mai mare operațiune a Ministerului Apărării Naționale, organizată în colaborare cu armatele Regatului Unit al Marii Britanii, Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii. Au fost chemați la exercițiu militar 2200 de militari cu armament și tehnică de luptă, 1500 de militari români, aproximativ 400 ai SUA, în jur de 170 de militari din Marea Britanie și un pluton din Moldova. Din nefericire, acțiunea a, fost de, a făcut deja o victimă. Un maestru militar din Megitia, în vârstă de 42 de ani, a murit în timp ce se îndrepta către locul de întâlnire la Buzău. Cristian Răzvan Vătafu a plecat cu trenul din Constanța, însă pe drum a adormit. S-a trezit speriat în jurul orei 1 și crezând că a ajuns deja la destinație, iar trenul se pusese deja în mișcare, a ieșit în grabă din compartiment și a sărit din vagon, chiar la ieșirea din gară. maestru militar s-a izbit cu capul de buloană de lângă care ferată și a murit pe loc. Trupul neînsuflețit a fost găsit abia după șase ore în gara făurei. Parchetul militar a declanșat o anchetă de amploare în acest caz. Deci, înce am început uh, am început bine, acest bine cu ghilimele acest exercițiu cu o victimă. E adevărat că ea -are legătură cu. ar fi fost culmea să ne trezim că, că uh, militarii noștri, cei operaționali cu forțele NATO au sărit în aer cu o sau au tras unul asupra altuia sau ceva de aceste fapte, de acestea mărețe de vitejie. Dar acest lucru se întâmplă și nu are neapărat legătură cu știrea a intrat acum și n-a să însă o văd. Însă vreau să vă spun că românii au o tradiție destul de importantă în sensul negativ în a ne bate singur sau a face victime singuri. O să vă aduc aminte numai anul 1913, al doilea război balcanic, în urma căruia a fost pacea de la București și România obținea cadrilaterul sudul Dobrogei de, de astăzi, care este la bulgari. Deci eram la masa învingătorilor, dar vreau să vă spun că, deși n-am tras un foc de mă practic am avut o confruntare militară, am pierdut vreo 11.000 de soldați, pentru că au fost afectați de boli de uh, ciumă de toate celelalte și asta ne-a făcut a fost un bilan strins pentru armata română dar vreau să vă spun că a mai existat un episod în uh, 1916 la Turtucaia când uh, confruntarea armatei române din Dobrogea cu trupele germane, trupele în special bulgaro-turce, dar și cu unități din uh, austriece și germane, uh, ne-au bătut la Turtucaia mai mult din cauza că armata română a fost sub tirul artileriei românești. Deci am avut pierderi mari și din această cauză, chiar dacă era o forță mai mică a armatei române față de față de trupele aflate în, fla, în față. De fapt uh, vreau să vă spun că avem o tradiție în acest, în acest domeniu și o tradiție nefericită din, din, acest domeniu. Mergând mai departe, la știrile, la știrile zilei, trebuie să vă spun că astăzi s-au întâmplat și alte, alte lucruri importante. Unul dintre ele, știrea care să spun așa, a intrat după ora 18: Gheorghe Ștefan Pinalti a reușit, ca măcar după sărbătorile de Paște, să iasă din închisoare și va, va continua următoarele 60 de zile cu subarez la domiciliu. Uh, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis că a fostul primar de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, supranumit Pinalti, să meargă acasă. Magistrații au înlocuit măsura arestului preventiv din dosarul Microsoft cu arestul la domiciliu. Uh, decizia a fost aceeași și la prima cerere, iar procurorii din au depus contestație la hotărârea instanței supreme, însă au pierdut iar Gheorghe Ștefan a demisionat la sfârșitul lunii martie din funcția de primar al orașului Piatra Neamț după ce fusese suspendat din această postură. Gheorghe Ștefan are numeroase probleme de sănătate care s-au agravat în perioada arestului preventiv. Adică, atenție, el stă din 29 octombrie și până astăzi este 15 aprilie. Deci, vreo 3 luni jumătate și cu încă noiembrie, decembrie, aproape 6 luni de detenție, uh, Gheorghe Ștefan ajunge acasă unde va fi arestat la, la domiciliu. Uh, trebuie, uh, trebuie să continuăm și cu alte Alte evenimente care se întâmplă chiar să spunem așa, la aceste ore, în aceste, de în ultimile ore, s-a întâmplat acest eveniment la Traiova. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 aprilie 2015, a inculpatei Calangeu Cristina Mariana, viceprimar al municipiului Craiova, la data faptelor cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată. 9 acte materiale. În intervalul 2007-2014, perioadă în care inculpata a ocupat funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență numărul 1 Craiova, 2006-2009, respectiv viceprimar al municipiului Craiova în perioada 2012-2015, prin intermediare a pretins și primit sume de bani cuprinse între 15.000 de lei și 1.000 de euro de la mai multe persoane pentru a fi angajate ca asistenți medical respectiv infirmieri, la unități spitalicești de pe raza municipiului Craiova. Deci, viceprimarul de Craiova în funcție, este arestat pentru 24 de ore. Așa că lucrurile se apropie de Olguța Vasilescu. Știți că s-a mai speculat pe acest lucru că și ar avea cât de curând probleme cu justiția. Iată că n-a avut ea, au avut colegii din, din preajma ei, vorba de viceprimarul respectiv. Uh, suntem apropo de ultimul ultimul anunț de loterie de loteria bonurilor. Tot astăzi după amiază au apărut. Deci un prim calcul al Ministerului de Finanțe. Eh, vreau să vă spun că dacă se ia cifra actuală, atenție, deci n-am greșit cu nimic calculul meu și asta mă bucură, deci dacă luăm cifra actuală de 4.245 de persoane care au depus ieri și astăzi bonurile câștigătoare și împărțim premiul cel mare, deci premiul anunțat de un milion de lei, rezultă fiecare persoană câștigă la un bon 235 de lei. Dar dacă ajungem cum se estimează că ar putea fi chiar 10.000 de oameni cei care au bonuri de suma respectivă, ajungem la 100 de lei, circa 100 de lei, așa cum vă, după cum vă spuneam. Bine, acum vreau să vă spun că nu ai câștigat luna asta, poți să câștigi luna viitoare, dar ce miză mai are dacă avem, premii de 100 de lei. În cu asta începeam. Cu asta uh, continui. Nu mi se pare deloc uh, de deloc o sumă o sumă importantă. Uh, promiteam uh, uh, prietenilor de pe de pe Facebook, să mă refer și la un alt uh, uh, la un alt subiect uh, de să spunem așa mai de bine toți suntem în săptămâna luminată vreau să vă spun că conform cifrelor oficiale lucrările de, în construcție au crescut în primele două luni ale anului cu aproape 15% în comparație cu aceeași perioadă din 2014 datorită volumului lucrărilor de construcții noi Uh, trebuie spus că asta vine de la Institutul de Statistică și ne spune că avem în creștere de, cu 20,2% construcțiile noi. Foarte important. Uh, acum, avem acel, acele sume mari strânse la buget față de prevederi. Deci, un, uh, sunt lucruri care, apropo de ce vorbeam mai de, de lupta. Cu evaziunea, sunt și uh, părțile bune ale luptei cu evaziunea, faptul că avem, uh, avem bani mai mulți și iată că se mișcă și construcțiile. Chiar dacă acest lucru contrazice, însă, o altă chestie lansată de o poziție care spunea, nu, domne, de fapt, uh, banii respectiv nu s-au dus spre investiții. Păi bun, dar investițiile înțeleg că iată, merg, au crescut. Cu 20%. Deci, și în condițiile în care, apropo de sectorul de construcții, ianuarie, februarie, chiar și martie, poate chiar și aprilie, este afectat de vremea din România. Poți să faci interioare, lucrări exterioare în construcții mai cu risc. Deci, practic, vreme bună de construcții abia după 15 martie este. Deci, în condițiile astea, și creșterea a fost importantă. Eu zic că sunt semne foarte bune și în domeniul respectiv. Acum de une bani de construcții de investiții este o altă, este o altă discuție pentru că suntem în, în situația în care în România se mai investește tot acea diasporă de care am tot vorbit în ultimile luni cei care muncesc afară vor să-și facă o casă în țară, au rude, îi finanțează pe cei care sunt în țară, deci diverse alte lucruri. Practic nu sunt neapărat investiții din, cu bani din România, bani produși în România, pentru că asta este. Chiar dacă avem creștere economică, ea nu este deloc consistentă ca să însemne... Să însemne ceva, apropo de plasamentul acela care a apărut ieri l-a făcut cunoscut ziarul financiar și vreau să vă spun că avem deci Gorjul este pe locul 38 în țară din toate județele, deci un loc foarte slab în privința salariaților cu salarii peste, peste 5 uh, peste 5.000 de peste 5.000 de lei deci faptul că avem doar uh, undeva la 300 de persoane câștigă în gorj peste 5.000 de lei pe lună uh, avem într-adevăr o cifră mai importantă pe segmentul 24 deci 2.400 5.000 de lei dar, în comparație cu alte județe, stăm destul de prost. Iată, cu asemenea bani nu prea poți să faci investiții în goși. Deci, dacă n-ar fi cei de afară și, apropo, afacerile falimentare ale unora care de magazinul e pe pierdere, dar el merge bine, mersi, nu știm ce ar mai face. Uh, apropo de uh, știrile, să spunem. Uh, știrile zilei. Uh, trebuie spus uh, că a apărut uh, zilele acestea uh, un alt top care ar trebui să ne îngrijoreze, cel puțin pe noi gorjeni. Fondul proprietate a făcut topul companiilor pe care le are în portofoliu în funcție de valoare acestora. Cea mai mare pierdere de valoare, de atenție, 989 milioane de lei, a fost înregistrată de Complexul Energetic Oltenia. Fondul estimează că ce Oltenia valorează în aceste momente 114 milioane de euro. Deci o sumă, o sumă destul de mică. Cele mai mari trei companii din portofoliul fondului proprietatea, OMV Petrom, Ronga și Hidroelectrica, acoperă 60% din valoarea acestuia, de aproape 12,8 miliarde de lei la 31 decembrie 2014. Uh, pachetele OMV Petrona au o valoare de 4,29 miliarde de lei, RomGaz 1,36 miliarde de lei, iar Hidroelectrica 2,18 miliarde de lei. Valarea celor mai mari 20 de companii nelistate la bursă se ridică la peste 34 de miliarde de lei, peste 7,7 miliarde de euro. Evaluarea au fost efectuate, at atenție, de companii străine în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. În total, față de 31 decembrie 2013, companiile listate au fost evaluate cu peste 1,36 miliarde de lei mai mult. În cazul complexului energetic Oltenia, lucrurile nu arată foarte bine. La 31 decembrie 2014, pachetul de 21,55% pe care îl deține fondul avea o valoare de 108,5 milioane de lei față de 321,6 milioane de lei cât avea în decembrie 2013. Fondul estimează că ce Oltenia are o valoare de 503 milioane lei, adică aproximativ 114 milioane de euro, ne informează colegii de la Pandur. Uh, trebuie spus că nu e bună deloc în privința în, în, privința valorii și asta arată că lucrurile nu merg în direcția în direcția cea bună. Suntem într -o, însă într-o zi de luni și v-am obișnuit ca măcar să amintim și partea partea sportivă, așa. Una din știre și probabil că ați aflat. Suntem în, deci cu fotbalul am revenit pe linia de plutire, deși la jumătatea săptămânii n-a reușit să bătem Astra. Am reușit la finalul acestei săptămâni să învingem la oțelul și practic pericolul retrogradării a cam dispărut. Dacă echipa va gestiona bine finalul de campionat, sunt șanse, părerea mea, încă sunt șanse să ne gândim la cupele europene, pentru că aici am fi în bătaie cu Fece Botoșan și Fece Viitor. Echipe, echipe care nu au la acest moment nici loturile de valoare de pandurilor și mai ales până acum n-au avut nici banii pe care i-a avut echipa Gorjană la dispoziție în ultimii ani. Dar, Uh, vom vedea cum, vole, cum vor evolua lucrurile, dar vă spuneam, uh, sunt, uh, sunt șanse foarte mari ca Pandurii, de mai ales dacă învinge Universitatea Cluj la Târgușiu în etapa viitoare, să se gândească la cupele europene. Uh, și încă ceva, uh, apropo de războiul total de la Craiova, știți și dumneavoastră, s-a anunțat oficial Uh, Craiul Guța, cum este numită. Uh, CS Universitatea Craiova cu prestație foarte bună, locul 4 în campionat cu șansă de, de, Liga de Europa League, nu va putea juca în cupele europene pentru că nu este moștenitoarea vechii echipe și are mai puțin de 3 ani de la înființare, ca o veste proastă pentru Craiova, dar foarte bună, vă spuneam, pentru Pandurii. Pandurii are șanse să prindă Cupele europene, dacă vor gestiona bine finalul de campionat. Că știți cum e cu fotbaliștii de la Târgușiu. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră. La revedere!